dragostei alee. Tu ești iubitul meu, bărbat, eu sunt iubita ta, femeie. Dragii mei, ne aflăm în casa unui politician marcant și a unei artiste îndrăgită de voi. Împreună formează un cuplu unit și frumos, care anul acesta aniversează 10 ani de căsnicie. Așadar, Petre Roman și Silvia Chifiriuc, ce planuri aveți? Cum o să sărbătoriți? Adică, nu, încă nu ne-am gândit la ceva anume. Nici nu suntem de fel așa să ne facem, nu știu cât timp înainte, să ne programăm, să... Că nu mai, la nuntă a fost, și la nuntă cu cât timp a fost înainte? Spune că, sigur, n-ai uitat. Că cât timp înainte ce? Înainte toată pregătirea. A fost curtă, a fost foarte din scurt. Da, deci nu-ți vine să crezi. Foarte din scurt. Să înțeleg că sunteți spontane. O lună de zile, da. O lună? Atât? Da, o lună. Bine, ne-a ajutat... Și ne bucurăm să spunem lucrul ăsta. Ne-a ajutat foarte mult cei care au fost nașii noștri, adică Dinu și Dana Patriciu, da, care au fost așa nași cum nu se poate mai buni. Dacă mă gândesc în urmă și să spun într-un cuvânt ce a fost relația noastră, pot spune că cel mai important lucru a fost că suntem un cuplu unit. Niciodată n-am avut sentimentul că s-a instalat între noi ceva. El e cel care gândește mai mult și eu sunt cea care simte mai mult, așa că da, în ea cuplu. Simte mai mult și ea cântă și pentru mine. Eu fac exact așa cum simt. Silvia, cum este să fii soție de politician? Păi, dar ea e vedetă ce sucede politician. Ea e vedetă pe picioarele ei. Mai vedetă ca, într-un fel ca mine. Eu când l-am cunoscut pe Petre... Pe acest domn. Pe acest domn de lângă mine. Ca să fie bine înțeles. Așa, primul duviniești. El nu avea o activitate prea intensă în politică. Era mult mai liber. Mergea mult pe munte, mi-a insuflat și mie această dragoste pentru munte și pentru mine muntele acum este a doua natură. Eram în ultimul an de facultate când ne-am cunoscut. Mm. Și a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă, superbă. Eu le-am de la cursurile de clasă de operă. Ca să prind trenul, pentru că aveam un tren la 4 fără un sfert, cam așa ceva, și îl prindeam, puneam piciorul și trenul pleca, pentru că numai așa reușeam să ne vedem și mergeam la munte. Cred că rămâne cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că era cu multă adrenalină, cu emoție, îndrăgosteală la maxim. Să nu stai lângă ea când se enervează. Țin foarte mult la la acest echilibru, la armonie, să fie între noi o liniște, o pace, să zâmbim mereu, să ne iubim, să și cu Petrus la fel, el știe asta, nu-i place să mă vadă supărată, pentru că l-am obișnuit așa de mic. Asta e pedeapsa pentru el. Dacă mă vede supărată, mami, da, nu mai fac cu tare lucru, pentru că ești supărată pe mine. Ce pasiuni comune aveți? Ce vă aduce împreună? Păi, câte muntele. Nu sunt. Muntele, alpinismul? Da, 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 alpinismul, munte, da, da, este pe locul Marea, iarăși, și mie place foarte mult. Și ea e și bună notătoare. Pentru că îmi place. Da, e bună notătoare. Vestul la mare este de un loc cu care ne place foarte mult, iar mie îmi place foarte mult cum cântă ea. Aici e timpul meu pentru mine, adică aici scriu, aici citesc, scriu toate lucrurile care sunt cu adevărat personalitatea mea creativă, sunt aici. Uite, de exemplu, asta este
este un bazorelief făcut după pictura lui Picasso, nu? Guernica, celebrul tablou ăla care a fost... Asta e de la Toulouse, Place du Capitol, acolo unde mi-a făcut doctorat. Asta e tata, în Spania, la 23 de ani, comandantul regimentului român de artilerie. Uite-te și tu, dar ce figură inspirată e, ce figură... Adică atâta generozitate și în același timp forță. Asta e o sculptură, am primit-o cadou de la un mare pictor. Și aia e din Columbia. Cu arta precolumbiană, cum să spun, adică înainte de sosirea europenilor. Da. E superb. L-am primit de la... Ce frumos. Președintele Columbiei, da. Plăcuță din alamă. Nu? Din aur? Da, din aur. Nu suflet. Vai! Din aur, cum să... Prețios, foarte prețios. Mai ales că e frumos. Uite, asta o am de la marele meu profesor, care e un obiect vechi, franțuzesc, din 1920. Am primit-o cadou de la mentorul meu, Dumitru Dumitrescu. Băiețelul ăsta sunt eu cu tata. Vai, incredibil! Asta are cel puțin... Uite ce lucrătură super. Asta are... cel puțin 150 de ani. Incredibil. Tu ești iubitul meu, bărbat. Eu sunt iubit.